Am cam pus-o, băieți. Tocmai ce am ajuns acasă și se pare că s-au spawnat zombie pigmeni pe aici, prin zonă. Și nu înțeleg de ce e carne de zombie pe jos și de ce ies atât de mulți din portalul ăla. Tocmai m-am întors de la explorat, adică n-am lipsit mult sau ceva, știi? Care-i faza? Trebuie să vedem cum acoperim situația aici sau să-i blochez pe aici cumva. Dar tot o să iasă, trebuie să mai iau niște pământ, să încerc să-i blochez, că nu vreau să mai iasă așa mulți. Dacă tot se spawnează și vor să iasă neapărat, nu știu, să fac o ușă ceva aici, o să mă gândesc, dar momentan blochez ceva de genul ăsta și ei nu o să mai poată să mai iasă. Dar acum, nu știu, să le dau mare sabie, oare o să-mi iau bătaie de la ei, oare? Au. Ok, ăsta era ceva enchantat și cam asta e, băieți. Ok. A, era și unul micuț, ok. Nu știu ce mi-a dat ăsta. Wow, ce-i peștele ăla? Stai că e bine, e bine rău. Nu mă interesează, vreau peștele ăla. Ce poți să faci cu ăsta? Ok, la asta nu mă așteptam. Ce naiba se întâmplă? Tocmai ce am aruncat cu un pește, cu un de-asta. A, uite-l aici, fraierul. Ok, nu pot să dau în el. Tocmai ce am aruncat cu un pește și a explodat tot, ești nebun. Ia uite ce mă aruncă. Tu faci așa? Ești nebun, fii atent ce m-a aruncat în sus, ești nebun. Ia uite încă unul. Dar s-au spawnat câțiva cât am fost eu plecat, ești nebun. Chiar s-au spawnat. Ia uite că nu am nici loc în inventar, trebuie să mai scăpăm din ele. Casă dulce, casă. Avem level 33, băieți, așa că cred că ar trebui să mergem să enchantăm ceva. Dar până atunci, uite unde era ăsta, eu am crezut că l-am pierdut. Snake, tu nu ești al meu? A rămas fără nume ăsta, ăsta e tot al meu. Pentru că pot să-l iau pe umăr, nu? Da, e tot al meu. Doar că ăsta e cel care s-a spawnat, de el se spawnease pe o frunză acolo sus. Totuși lipsește pitonul, unde e pitonul? A căzut pe jos, cred că pitonul, așa? S-au urcat fraierii pe aici și au căzut pe jos, pe acolo, pe undeva. Parcă-l văzusem. Nu înțeleg ce fac ei pe aici. Sau? Nu e, e pe aici pitonul și nu-l văd eu? A, uite-lea! Mamă, mâncați așa cât de mare este ăsta! Ia uite-l cât de mare s-a făcut pitonul ăsta! Uite cât de mare e față de ăștia alți! Unde sunt? Ia uite ăsta ce micuț, ia uite-l! Uite-l! Și uite-te la ăsta, ești nebun? Fii atent cât de mare a crescut! Ești tare rău, ești nebun, n-ai cum! Hai să luăm lapis lazuli să vedem să facem ceva enchantori și ne mai uităm noi la șerpișori după aia. Nu știu unde s-a dus la verde. Ia uite-l, Dark, e în copac aici. A, se duce jos, stai, fii atent ce fraieră. Ia, fii atent ce fraieră, că nu se mai poate întoarce de acolo și o să cadă jos. Du-te jos, la cât te împing eu. Dar nici nu vrea să cadă, ești nebun. O să încerc să-i fac un drum pe aici să se întoarcă, măcar așa cât de cât dacă... A, hai că i-am făcut drum de n-am mai putut, nu mă mai pot întoarce nici eu. E bine, Ok, ne întoarcem sus. Ia uite cum se spawnează fraierii ăștia aici, cât ies din portal, ești nebun. Fac, nici știi ceva, nici nu mă mai complic deloc, nu deloc, chiar deloc. Nici cu șerpii nu mă mai complic, pentru că mai înainte era unul pe aici, pe jos, nu știu unde era blocat, parcă îl văzusem, cred că s-a dus pe acolo. Nici nu-l mai văd pe hartă, sincer să fiu. Oricum, ei umblă pe unde apucă, nu ai treabă cu ei. Stai să luăm și astea dacă tot suntem aici, pentru că ne mai ajută cu ceva level-e de XP și poate facem 3 enchanturi. Mă rog în fiecare zi să găsesc acel enchanting table, acel upgrade de enchanting table, să fac enchanting table-ul ăla mult mai OP, să putem enchanta așa cum vrem noi. E mult mai mișto. În prima fază cred că o să vreau să fac sabia. Am breaking 3. Cel mai prost enchant, efectiv n-ai cum așa ceva. Hai să băgăm pe asta ceva. Lunar Shield. Da, tocmai ce spuneam, de-aia vreau eu neapărat să fac enchanting table-ul ăsta de level ceva mai mare, pentru că vedeți și voi cum care e situația. Eu nu înțeleg ce face ăsta mare pe aici, uite-l cum stă. Vrea să cadă neapărat pe jos, nu înțeleg care e faza cu el, dar nu o să-l las să se ducă, că am zis că nu-l las, așa-i? Ia uite unde s-a pus, știi ceva, nici nu mă mai interesează de voi, pentru că eu v-am crescut și voi sunteți bagabonți și plecați, uite-l cum stă în copac, hai că vine înapoi, ok, vine înapoi, dar celălalt verde s-a dus jos, săracul, s-au rămas blocat pe aici prin copac, da, a rămas blocat, normal, mă așteptam la chestia asta din partea ta, Dark, chiar mă așteptam, trebuie să încerc să-l salvez acum. Nu știu dacă o să meargă neapărat, dar o să încerc. Vin așa pe aici, că pe aici e ce trebuie. Aha, hai du-te. Dar nu mă împinge pe mine, vino tu. Așa. Eu nu înțeleg ce ai căutat în copac acolo. Acum stau să stau după tine, efectiv. Da, și voi vă uitați la un episod în care eu mă cert cu șerpii mei că vor să plece și pleacă pe unde apucă. Ia uite-l, ăsta iar se duce unde vrea el. Nu mai contează.
Am venit puțin în Nether să testez dacă pot lua cobaltul cu pickaxe-ul ăsta și sper să-l pot lua. Perfect, perfect. În sfârșit, am luat cobalt. Așa, o să facem cobalt și cu asta... era un cățel de foc, ceva, nu știu ce naiba m-a atacat, dar m-a luat așa pe la spate prin surprindere. Ok, nu mai contează de acum. O să încercăm să folosim cobaltul ăsta. Bănuiesc că pot să-l folosesc și în Tinker's Construct, cred. Încă n-am testat, dar așa cred. Ce e asta? E gold sau care e faza? Ok, Tinker's Construct. Tinker's Construct, perfect, deci putem să le folosim exclusiv în Tinker's Construct cumva. Da, nu sunt eu neapărat pregătit pentru Nether, tot au trecut episoade la greu, dar nu am fost pregătit niciodată și nici momentan nu sunt pregătit, dar totuși am venit până aici. Uite ce creeper, Nitro Creeper, pe ăsta îl găsim numai în Nether? Ia uite-l cum vine fraierul, ia, hai bubuie puțin, hai bubuie, dar nu aici în lavă, hai, hai, fă o chestie. Ok, n-a fost chiar cine știe ce. Dar e ok, interesant, ăsta e giant. Fii atent cât de mare e pigmenul ăsta față de mine. Numai așa, ca să vă faceți o idee. Ăsta-s eu și ăsta e pigmenul. Da, nu cred că ar trebui să ne punem cu genul ăsta de pigmen, că știi cum e. Da, o cam luăm în freză grav. Eu așa tind să cred că nu n-are cum altfel. Ok. Mamă, dar cât cobalt este pe aici. Acum mi-e frică foarte tare de acele blaze-uri. Și deja au început să tragă mine. Uite cum trec proiectilele pe lângă mine. Mamă, și el e un blaze, altfel de blaze. M-au văzut, ăsta are 4 ochi. Păi nu știu dacă e bine neapărat. Trebuie să-i flanchez. Mamă, fii atent ce m-a nimerit fraierul. Trebuie să-i flanchez cumva. Trebuie să văd cum fac să cobor fără să-mi iau damage, bineînțeles. Să încerc să mai las torțe din când în când, că după aia nu o să știu pe unde am fost și pe unde să mă întorc. Bine că am waypoint-ul, doar că nu o să mai țin minte drumul exact, știi? Și e bine să fac chestia asta. O să încerc să cobor pe aici. Trecem pe lângă copaci ăștia minunați. Astea parcă erau ciuperci, nu? Trebuie să le iau cu silk touch sau ceva de genul ăsta. Uite că merge timber modul, merge și pe aici. Da, nu cred că am făcut bine să fiu aici. O să plantez ciupercele astea. Salut, impule. Salut, impu. Imp. Ok, mi-a dat ceva piele de imp sau, nu? Da, ce pot să fac cu asta? Pot să fac piele normală. Ăștia tocmai de acolo mă văd. Deci tocmai de acolo mă văd. Ești nebun? Ia uite cât trag după mine. Fii atent, ăla e și enchantat. O să-mi dea mare bucată și o să mă omoare grav. Dar trebuie să-i fentez pe fraier, că nu se poate, trebuie să plecăm de aici cumva. O să sar până acolo. Ok, bam. Da, nu știu, trebuie să vedem cum facem cu ăștia, că nu-i de joacă. Trebuie, cred că în principiu ar trebui să-mi fac ceva arc. Da, cred că arcul ar rezolva puțin situația. Da, trebuie să mă gândesc serios la treaba asta cu arcul. E neașteptat de mare acest Nether Fortress, doar că eu voiam inițial să mă bag, să-l fac, dar nu, sunt prea mulți. Sunt mult prea mulți. O să iau ciupercile astea, că vreau să le plantez pe lângă portal. Așa. O să iau mult și o să văd cum facem cu cobaltul ăsta, să încercăm să-l folosim pe unelte, nu știu, să vedem să facem ceva unelte din cobalt, bănuiesc că e ceva, mamă ce urât face, te sperie, ești nebun, n-ai cum așa ceva. Ce zice, să ne încumetăm să intrăm în Nether Fortress-ul ăla? Eu zic că merită cumva, dar în același timp parcă nu m-aș încumeta chiar atât de rău. Ce e ăla? E un pui de pigment. Totuși va trebui să ajung undeva în zona aia și nu știu dacă e cea mai bună idee, nici nu știu dacă am blocuri suficiente. O să încerc să mai iau niște blocuri dintre astea să fie acolo în primul rând și în al doilea rând nu știu de ce sparg eu orurile, pentru că mi-e întreb blocuri dintre astea. Dacă ăsta vine și mă atacă că le sparg astea. Deci tu chiar veneai să mă ataci, a? Eu am crezut că vii așa prietenește, dar văd că n-am cu cine. Așa, eu cred că acum e suficient încât să mergem acolo. Sper să nu vină vreun fraier sau vreun ghest ceva să-mi rupă cărca în timp ce sunt deasupra lavei, nu de alta, dar e nasoală treaba cu lava. Și o să încerc să sparg cât de mult pot sau să încerc să urc prima oară. Da, e bine dacă aș putea încerca să urc ceva de genul ăsta. Și după aia dacă nu rămân fără blocuri să încep să sparg din blocurile astea de aici. Interesant. Hai că am ajuns și sus, băieți. Intrăm acum în fortress-ul ăsta. Sper să nu rupă vreunul capul, că abia ce am intrat. La modul, eu sincer să fiu, cred că vreau doar chesturile momentan de aici. Uite cum stă fraierul ăsta. Nu știu dacă am făcut bine ce am făcut, că o să se activeze toți fraierii ăștia, dar acum ce să fac? Am făcut-o, băieți.
Am comis-o. Hai să vedem dacă găsim chesturi. Sincer să fiu, primul chest. Ok, mamă, stai să vezi că e bine pe loot aici în Nether. E bine rău, n-am să vă mint. Hai să vedem dacă mai sunt chesturi de genul ăsta, că am început să-mi placă, sincer să fiu. Ok, gata, s-a terminat. Am găsit și Nether World-ul, doar că nu, momentan nu, chiar nu râvnesc așa mult după chestia asta. Îmi plac unele lucruri, dar uite ce cu Bosedel. Iar a venit un cățel dintre ăsta de foc și m-a atacat grav. Ok. Stai să vezi că vine și Blaze-ul. Mamă. Hai că am urcat mai sus puțin cu nivel. Acum, mamă ce urât face. N-ai văzut așa ceva, cât de urât poate să facă. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Wither Rip, nu știu ce e asta. O să-l iau. Da, ăsta știu ce face, nu mă interesează. Gizelul ăsta pot să-l fac oricând. Dar știți ce n-am făcut eu? N-am dat drumul la niște fraieri dintre ăștia. Hai, culege tot. Așa, și vreau să mai culegeți voi de pe aici. Vă mai arunc eu că e grele cu chestiile astea prin inventar. M-am cam plictisit de ele, sincer să fiu. Și ar trebui să le țineți voi în inventar. N-aș vrea să le mai țin eu, știi? Uite, pot să-ți spun și asta? Perfect. Bun, deci tu ești aproape full, te iau înapoi, tu hai cu mine, haide. De fapt nu, știi ceva, o să te mai spawnezi în momentul în care o să mai umplu din inventar, astfel încât să nu te pierd pe aici. Ia uite-o acolo, dușmanul, ăla ai dușmanul, băieți, începe să țipe iar, să vezi ce urât face, cum țipă și strupe creierul, capul, tot. Nu vine asta după mine, nu? Ok, nu vine. Ia, încă un imp. Ia uite-l, uite ce drăguț e. Cum să te superi pe el dacă e atât de drăguț? Uite că pe aici a mai fost. Dar ce labirint e. Uite încă un chest, perfect. Stai că vezi că facem rost de diamante așa foarte, foarte simplu, să zicem. Oricum pe Hexit era mult mai ușor să faci rost de diamante decât pe oricare altă serie de-a mea. Dar, na, nu mă așteptam să fie chiar atât de ușor. Încă un chestuleț, ha? Aici ce e? Două, unul lângă altul. Bine rău. Ăsta mă interesează, astea nu știu dacă mă interesează neapărat, dar o să le iau să fie acolo. Tiger Wood nu mă interesează, nici astea, task-urile astea chiar sunt inutile din punctul meu de vedere, așa că o să le lăsăm acolo. Și aici avem, că stăm bine pe ele, n-am să vă mint. Ăsta e slăbuț. Astea nu prea sunt folositoare. Bun, nu mă așteptam sincer să fiu să facem Nether Fortress în episodul de astăzi. Știam că nu sunt pregătit și e destul de greu de făcut, dar totuși am riscat cumva și haideți că nu-i chiar atât de rău, nu neapărat, cumva e binișor. Nu sunt chiar atât de mulți mobi aici și asta e de bine, clar, asta e de bine. Mamă, ce urât face ghestul. Uite un fraier, am plecat, băieți. Nu stăm cu ăștia, că ăștia fac rău. Dar ce urât face ghestul. N-ați văzut așa ceva, ești nebun, n-ai cum așa ceva. Parcă face mult prea urât, nu știu cum să vă zic. Mamă, da, stai că sunt înconjurat. Stai să-i vezi pe ăștia. Dacă mi-a dat Wither, am zis că nu o să-mi dea, nu o să mă atingă, dar așa. Mi-a dat și un cap, dacă nu mă înșel, nu? Mi-a dropat un cap sau mi s-a părut? Nu, mi s-a părut. Ok, am crezut că mi-a dropat și un cap dintre ăsta de Wither. Eu așa parcă văzusem. Fuck. Dar o să-mi iau de la blazer. O să-mi iau grav blazerurile, sincer să fiu. Hai de Penelopa, că nu vreau să numerez vreun fraier dintre ăsta, că după aia mi-o dă el, știi? Și e nasole, ce e aici? Lavă. Ok, nu voiam să fiu aici. Cred că ar trebui să încep să fug de aici, cumva o să sar aici. Ba, și am plecat. Am plecat, că nu mai ține vrăjeala. Uite încă un Wither Skeleton. Na, că nu m-ai atins, am scăpat de tine. Și o să fug mai departe. E bine. Fuck. No! Am crezut că sare direct în lavă, ești nebun. Hai că am scăpat. Hai că am făcut și fuck, n-am scăpat. Am făcut și fortress-ul, băieți, mamă, direct dintre ăsta de foc. Fix de ăsta trebuia să dau eu un Nether. Numai dintre ăștia n-am dat eu până acum. Ce ziceți? Îi dăm mare sabie sau mai stau puțin? Eu i-aș da mare sabie, sincer să fiu. Uite-l ce urât e. Ia, uite-l ce urât e. Cum să fie atât de urât, a? Aha, haide. Haide, fraiere, să-ți dau mare sabie. Bagam aș gura ta. Gata. Păi a fost simplu, ești nebun. Parcă sunt mai puternici cei din Overworld decât ăsta, nu? Eu așa cred. Luăm cobalt. Da, ar trebui să luăm foarte mult. Doar că nu în episodul de astăzi o să mai farmez eu off-camera 100%, când o să fie cazul, mamă, ce neagră e treaba asta, nu se vede absolut nimic, ești nimun. E un baion dintre ăsta foarte ciudățel. Ce e asta, apropo? Bazalt, doar că e foarte negru, ești nebun, e rău de tot. Și copacii ăștia, întors și invers, sunt foarte ciudăție, ești nebun, foarte, foarte ciudat. Hai, acasă!
Am ajuns și acasă și ne-au întâmpinat șerpii noștri de companie, șerpii mei de companie, de fapt. Nu știu unde e pitonul, că eu de el sunt curios, cam cât poate să mai crească și nu știu cum a intrat cu capul în copacul ăsta aici. Uite-l cum stă fraierul. Ok, e gigantic. Trebuie să las toate chestiile astea din inventar, trebuie să golesc aceste chesturi și să pun chestiile la locul lor. Cumva să vedem ce facem cu cobaltul ăsta. Cred că ar trebui să-l pun la topit direct aici, ca să fie puse la topit. Nu, cum fac asta, cum fac? Nu vreau să se dorească ăsta. Așa, cobalt. Direct. Și cam atât pentru episodul de astăzi. Ne vedem în clipul următor, nu știu ce naiba am făcut aici. Ok, cred că asta e pentru elefant. Vedem dacă găsim elefant, o să începem să-i călărim și chestii de genul ăsta. Ne vedem în clipul următor cu chestii mai mișto, sper eu. Și poate reușesc să fac și eu enchanter pe asta. Și poate mai fac eu un dungeon 2, 3, 4, câte o fi nevoie să găsesc și eu acea chestie pentru enchanting table. Să o facem, să o upgradăm. Că nu se mai poate, efectiv nu se mai poate. Eu am fost Ciobi și ne vedem în clipul următor. Cam atât, v-am țucat, pa!